ca să avem niște căpșuni sănătoase la început de noiembrie, trebuie ca albinele să-și facă treaba tot timpul anului, până în toamnă. Atunci ele se retrag în stup, așa că noi trebuie să le asigurăm acolo toate condițiile. Ca să aflăm mai multe, dăm o fugă până la Mihai Puciumeanu. El o să-l învețe pas cu pas pe Vico ce are de făcut. Așa că urmează lecția numărul 5. Primăvara a fost extinderea cuibului, acum e strângerea cuibului, pregătirile de toamnă, iarnă. Ce avem de făcut? Scoaterea catului. În primăvară noi am pus catul și ramele. Am scos ramele, acum avem de scos catul. După care strângerea cuibului. Această plasă este o plasă de colectare a propolisului. Albinele o consideră ceva ne la locul lui. Aha. Și încearcă să-l închidă. Și îl închid cu propolis. Propolisul ăla la rând sau la... Cum să n-arun? La don și îl facem tinctură de propolis. Te ajută? E greu? Nu, e lipit cu propolis acum ăsta. Trebuie să îl dezlipim. Ia atent aici, ce... Uite, vezi? Cantul ăsta e lipit cu propolis. Curățăm ramele de ceară. Atenție, campania de toamnă e foarte importantă. De fapt, cea mai importantă din anul apicol. Stopul acum este pe 10 rame. Partea de sus a fost magazia, unde au depus miere ca să o țină pentru 5, 10, 20 de ani de acum încolo. Noi le luăm de fiecare dată, că de-aia îi punem magazia. Dar ele consumă miere asta și iarna. Iarna nu pot să reziste decât dacă au hrană. Bun. Iarna se strâng în formă de sfer. Stau unite una lângă cealaltă. Strâns unite. Ele, ca să facă cald, dau din abdomen. Uite așa mișcă. Așa. Cele din exterior. Cele din interior nu se mișcă, nu fac nimic. Stau pur și simplu. Cele din exterior care fac căldură măresc temperatura până la 30 de grade. Când au ajuns la 30 de grade, se opresc. Când scade temperatura până la 12-15 grade, o ia de la cap. Ca un termostat. Încep să vibreze. Oricâte grade ar fi afară, nu oricâte grade ar fi afară. Da, este foarte important împachetarea. Pe câte rame sunt albinele? De exemplu, acum sunt 10 rame aici, dar dacă ne uităm, ele nu sunt pe 10 rame, sunt undeva pe 6 rame. Deci 4 rame trebuie să le scoatem. Noi acum ne uităm să vedem care ramă are cea mai puțină miere. Asta are miere. Trebuie să lăsăm ramele cu cea mai multă miere. Pe aici ar trebui să vedem și marca. Uite, mai există puiet căpăcit. Aha, uite. Asta arată o ramă care ar trebui scoasă. E în proporție de minim 50% fără miere. Vezi? Asta e coroana de miere, dar e doar până aici sus. Spațiul ăsta e gol. Aha, aha, aha. Deci undeva 50, mai mult de 50 gol, 50%. Uite matca. Ha, ha, ha. Uite. Uitați matca, uite asta mai mare este matca. Acum ai văzut-o și tu. Am văzut-o în sfârșit. Data trecută am văzut-o și, dar eram prea uluit ca să mă prim. Mă uitam după ouțele alea de o zi de alea. M-a luat pe surprindere. Da, prima dată când am văzut eu matca, mă uitam la fiecare trântor. Zic, asta e matca? Nu, 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 asta e matca, asta e trântor. Zic, asta e, nu, 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 e tot trântor. Ai zis că o scos pe asta. Păi nu poți să o scot, că are matca pe ea. A. Și dacă o deranjăm pe matcă... Matca n-are voie, matca, să fie deranjată, am înțeles. Da, ori ea să devină irascibilă, ori albinele, pentru și că dacă ea se sperie, o să se strică matca, moare stupul? Păi nu mai are cine să aibă grijă de familie. A, am înțeles. Acum să nu te sperii, pentru că voi scutura rama de albine. N-ai tu peria, te rog, de acolo? Dăm jos albinele. Da, așa, dă-le pe partea asta, că țin eu. Am scuturat-o de albine, acum o băgăm în cărător, să o depozităm pentru la anul, o dăm ori unui roi, ori unei familii care va avea nevoie de la cărător miere și... Gata. Vedeți, albinelor, dacă n-ați fost harnici, v-a luat apartamentul. Mulțumesc. Vă mutați în alt apartament.
Acum, rama asta, care e cea mai plină cu miere, după cum se vede, o dăm la margine. Sunt apicultori care fac cuibul în stânga sau în dreapta. Eu îl fac tot timpul în stânga. Meseria de apicultor este cea mai frumoasă meserie. Dar munca de apicultor este una dintre cele mai grele. Pentru că muncești, totul este muncă fizică. Și rezultatele dintre cele mai spectaculoase. Foarte important acum. După ce l-am restructurat cuibul, acum îl aranjăm, trebuie găurite ramele. Unde? În partea de sus a ramei, pe mijloc, între 3 și 5 cm de la speteaza de sus, în jos, pentru că pe timpul iernii, cuibul se mișcă, după hrană. Dacă într-o zonă în care s-a terminat mierea, s-a terminat, duce în partea da? Ah, gata, am să... Ea migrează. Ah. Și ca să nu ia pe lângă, pentru că este frig, foarte frig pe parcursul iernii, să treacă pe să nu ia nici pe deasupra, că la fel este frig, o ia prin ramă. Aceasta este o lucrare foarte importantă. Trebuie tratate pentru a fi, pentru a intra în iarnă sănătoase, pentru a fi deparazitate de păduchi. Ce le atacă? Păduchii, nu? Păduchii, da. Păduchii pe care îi iau de pe plante. Dacă intră cu păduchii în iarnă, nu supraviețuiește familia. Ai curaj? Ia, bravo! Cu mănușa ai... cu mănușa te cred. Sunt mai multe tratamente. Unul se afumă, se pune pe o bandă de hârtie și se bagă într-un dispozitiv. Hârtia aceea arde, se face fum cu substanța, se afumă stopul, se afumă și albinele, dar există riscul să mai și moară dintre ele, există riscul să moară și matca. Deci o variantă agresivă. Eu am ales o altă variantă de tratament. Sunt niște benzi de lemn impregnate cu o substanță care se eliberează pe parcursul a 35-40 de zile. Se bagă între rame, unii apicultori o pun și deasupra ramelor, dar iarna sau când e frig, albina nu mai trece pe sus. Nu vine rame. Încolo, se duce la mediu. De cel mai bine am zis? Eu bag între rame. Între rame, da, așa, ca să nu obtureze alea exact. Sau așa? Nu, așa. Așa, m-am prins. Pun o scobitoare ca să nu cadă. O bag între rame aici. După care trag următoarea ramă ușor ca să nu stripez vreo albine. Desinfectează și stupul și cel mai important pentru varoa, desinfectează Farba. Și deparazitează albinele. Bun, mai avem de pus o bandă. La familiile puternice se pun cam 3 benzi. Bun. Deci fii atent. Ele pe 10 rame au instinctul de a avea sfârșitul de stup. Unde? În marginea asta și în marginea asta. Noi acum scoțând rame, cum delimităm spațiul dintre ramă și gol? Trebuie să băgăm o umplutură ceva și bănesc. Nu? Păi da, dar acum își dă seama albina că aici este marginea stupului și nu aici. Punem o plasă, ce? Te ajut. Punem o diafragmă, se numește. A, gata. Un perete și ăsta desparte cuibul de restul stupului. Dar dacă trece pe partea asta altă, n-am pus degeaba diafragma? Iară să păcălești? Ea trece, dar nu știe că nu e acolo stupul lui familiei. Aș vrea că aici e și mai rece, să prinde imediat că n-are ce să caute acolo. Am pus diafragma. Ea, acum albina, știe că până aici e. S-a terminat stupul aici, la diafragmă. Da. Restul spațiul ăsta rămâne gol. Pe timpul iernii, când se mai răcește, nu acum, pentru că ele, după cum vezi, ele o să mai apă aici, o să se mai plimbe, o să mai izoleze, o să mai... Bănuiesc că umpleți spațiul ăsta aici. Îl umplem cu hârtii. Ah. Sunt apicultori care folosesc polistiren, umplegul cu polistiren, da. Cu cartoane... Păi cu... e o treabă, pui ăsta le scoți, nu mai trebuie să tot bagi hârtii, pui, să le refolosești, pui, dar da, nu-i da. Face mai rău? Tu poți să stai pe polistiren? Nu prea. Poți să stai, dar nu ți-e da, bine. Poți să stai așa, 6 luni, nu, 5 luni? Nu. Deci tot ziare, am înțeles. Da. Eu am ales să nu folosesc nimic artificial, nimic care este foarte construit bine. De om. Adică produs de om. Lemn, hârtie,
Hârtia este tot din lemn făcută, da? Are celuloză, nu are ce să-i dăuneze. După aceea îl închidem, îi punem podișorul. Punem și ceva pe deasupra sau numai lateral aici? Deasupra nu îi punem nimic. Așa, da. Îi punem doar podișor. Podișor. Pe vremuri, apicultorii foloseau perne din paie. Perfect. În spațiu gol băgau o pernă mare din paie, deasupra aici, peste podișor, puneau o pernă mai plată din paie și așa trăiau albinele fericite. Asta a fost pregătirea de toamnă. Mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. Și de-abia aștept să văd la primăvară ce mai facem aici.